Salut, prieteni! Bine ați revenit la cariera cu Arsenal la FA23. Acest videoclip este sponsorizat de cei de la Ei Sports. Suntem pe beta. Nu este variata finală a jocului, dar am primit acces aici la beta să fac niște videoclipuri. Am punit această serie cu Arsenal. Suntem la al treilea episod. Iar deci voi filma singur. L-am avut pe Călin invitat special pentru primele două episoade. Cine cineva dacă nu un mare fan al tunarilor, cu care am arcutit această echipă și iată-ne în perioada de mercato de iarnă cu 51 de milioane buget, am cheltuit niște bani destul de considerabil acolo, Patrick Vieira a încercat să-și fac o echipă destul de solidă la Arsenal, dar nu stăm atât de bine în campionat, suntem în Champions League cu Real Madrid și vom vedea optimile cu Real Madrid în acest video, am picat foarte greu acolo în UEFA Champions League, în campionat abia la jumătatea clasamentului, pe locul 12. Nu ne-a mers chiar bine, Mie personal mi se pare apărarea ușor fragilă. Saliba în 76 și uh, Gabriel 80. Iar eu poartă îl voi bărga pe Leno. Ci, și când ați văzut că în chestia asta, sigur, ba scrie comentariu, ba de mesaj cu ce am făcut acolo. Că el îl voia pe Ramsdale, dar totuși puncte în plus pentru Leno aici în joc. Uh, ben White, Holding, Pablo Marie, Tomiasu, toți joacă în centru, dar Abia Gabriel are 80 și nu avem timp să așteptăm să crească acești jucători. Nu în acest sezon. Avem bari pentru un fundaș și o să căutăm niște fundași să vedem ce putem să cumpărăm. În primul rând o să fie un scout de la Tomori, 25 de ani, poate experimentat, poate este o variantă. 18 zile de scout pentru Picard Tomori. Și Fofana e încă la Leicester, ne uităm și peste el. Iar apoi luăm o decizie și cumpărăm un fundaș central A putea să și videm unul sau doi fundași De asemenea avem cam mulți părtari Dar hai să vedem cu fundașii centrali Pablo Mari nu cred că este un fundaș pe care să ne bazăm Este pe transfer list De altfel aș și vrut să plece Holding, nu știu, din 2016 aici nu prea ne ajută Rob Holding E pus și el pe transfer list Pe Tomiasu clar îl păstră Bear White, Gabriel, Saliba nu pleacă nicăieri dar puteam să dăm câțiva jucători de pe aici S-a mai schimbat puțin cariera, avem elemente noi Puteau fi și mai multe elemente din punctul meu de vedere Dar per total este o carieră ușor schimbată și meniul este unul nou O să ne ducem direct la acest match cu Liverpool Căruia îi dăm un quick sim și sperăm la o victorie cu cei de la Liverpool Ne-au bătut cu 3 la 2 Salah cu o dublă și Gordon ne-au învins în meciul din cupă. Mare păcat aici, dar pierdem și această partidă. Martinelli supărat că nu joacă, dar nu mai are loc de Vinicius. Și nu uitați dacă vă place cariera, să lăsați un like acolo, hai să facem și noi cât mai multe like-uri pentru această serie. Am primit o ofertă pentru Martinelli și pentru Pablo Mari, primisem, am ratat-o complet. Napoli l-a dorit, pe Martinelli el vrea Frankfurt, dar nu l-am dat. Și mai este o ofertă de la Juventus pentru Tirni, nu pleacă nici el Holding, e dorit de Olympic Lyon Negociem repede cu cei de la Lyon ca să luăm cât mai mulți bani pe holding Ne vor ajuta acolo pentru bugetul de transferuri 18.500.000 pe holding Ar fi destul de mult, dar poate vor 16.800. Dacă mărim cu încă un milion Și uite, apare în drept acolo Tension Oare crește? Cu cât, da când negociezi mai mult, crește tensiunea și dacă se umple acel cerc, cred că pierdem deal -ul. Da, hai să încercăm și aici pe 800 și asta este, ca să putem să-l dăm. Au acceptat, pleacă holding la Lyon. Interesantă destinație pentru jucătorul englez Și vine niște bani în buget Asta contează Poate acest bești cu Rotterdam Rotterdam Trebuie să câștigăm 4 la 1 Vini saca cu dubla Și Gabițu Jesus în sfârșit aduc o victorie pentru Arsenal în acest an 2023. Urmează meci de Premier League cu Brentford. Destul de greu. Holding e dorit și de Sporting Lisabona. Ofertă și mai bună de la Sporting. O acceptăm. Cert e că pleacă undeva. Espaniol ar vrea pe Tomiasu, nu-l dăm. Se facă scout și cumpărăm un fundaș. pe Holding plecând de la Arsenal. Condus de Patrick Vieira dat afară de la birouri. Holding a ajuns la Lyon. Este primul transfer al iernii. Și nu mi-au dat o notă mare, dar trebuia să scap de Holding. N-aveam ce să facem cu el. Marie e dorit și el. Și am putea să primim un mijlocaș dreapta. Dar n-are sens. Nu este o ofertă bună de loc. E de dăm direct. Vreau bani. Să mi dea o sumă de bani pentru că n aveți ce să facă cu ușlocași dreapta ca acela Și uh, mai simulăm câteva zile aceste meciuri cu Brentford Pe care o batem! Și Burnmouth Meci acasă În care facem egal 1 la 1 Din păcate Cred că trebuie luat prezeneri Kimpembe N-avem încotro O să încercăm să-l aducem pe Kimpembe de la Liverpool uh, La Arsenal Ar fi coleg cu Saliba sau cu Gabriel Momentan cu Gabriel care are 80 Încercăm aici cu Preznel. El e cel cu ratingul cel mai potrivit, cu defendingul unde ne-am dorit Și începem cu o ofertă de 52 de milioane. Nu putem oferi decât în jur de 60. Da, vor 75 cum era de așteptat. Încercăm să oferim 60 și 1 de milioane pe el. 61 de milioane și 11.000. Cât e acolo? Am rămas cu 4 milioane. Hai de clop! Vai, dar Clov nu vrea să negocieze. 63.500, mai bine atât nu se poate. O să se gândească. O să revină sigur și o să ceară 75. Deci chip B, nu e de luat, din păcate. Vor prea mulți bani. Mai simulăm niște meciuri. Sunt 4 meciuri cu Liverpool în asta. Ne bat în toate, fiți de nu. Da, 3 din 3 înfrângeri. Liverpool vrea 63 de milioane 600 de mii și 4%. Ok, Asta a fost tare. Ne-au acceptat cerințele. Niciodată nu se întâmplă asta la 22. Minunat. Bun, putem da 63 pe el, fără nicio problemă. Și acum trebuie să negociem cu jucătorul. Bine, Kimpembe să întrească cu Patrick Vieira. Va fi crucial Kimpembe. 27 de ani are reprezentat Kimpembe. S-au dus vremurile când era doar un tânăr fotbalist. Vă oferi un contract pe 4 ani. Agentul său este uh, o femeie. Iată. Uh, am putea spune că Ana Maria Prodan Reghe care a ajuns să impresarieze astfel de mega jucători. Bine, Ana Maria Prodan și atât. Vrem acolo Ana Maria Prodan, reghe s-au dus. Vremurile alea. nu mai uh, sunt aici, vrea mulți bani. Bun, fără bonus. Oh, dar ne depășește clar bugetul. Da, fără bonus, maximul de, de 86 de mii. Și atât putem să-i oferim. Și nu o să vrea niciodată, da. N-avem bani. oh, stăm prost cu banii. Nu știu. Nu cred că mai putem negocia încă o dată. Mai sunt puține zile Mama, am câștigat cu Liverpool 3 la 0 în campionat Nu pot să cred I-am bătut în sfârșit Trebuie să ne întâlnim, avem aici cu Realul Nu putem să întâlnim Real Madrid așa Denayer este free agent Denayer e un fădaș super bun Nu știam că nu are contract De ce nu are contract Denayer? Clar îl luăm pe Denayer atunci Denayer 27 de ani 81 Nu pot să cred că Omul ăsta nu are contract și un fudaj de 80 ar fi zeci de milioane. Noroc că am văzut acest zvon acolo și nu s-a făcut încă mutarea. Trebuie să-i oferim uh, un salariu mai mare, dar este un fudaj super bun care clar ne va ajuta. Da, sigur. Uite, are o valoare de piață de 27 de milioane și jumătate și noi putem să luăm liber de contract. Pentru un anumit motiv, de nair nu este la nicio echipă în acest moment. Avem un salariu de vreo 100 de mii. Ținând cont că vine liber de contract, este un salariu foarte ok de dat, dar cred că o să aibă niste cerințe până la urmă. Nu. O să-i oferim 90 de mii. Venim gratis, îi merită. Trebuie să aibă un salariu mai mare pentru că a venit liber. Perfect. Avem fudaș central Moca. Uite-l pe Deraier. Hai că o să facă și testul medical. Îl punem la treabă, să tănește cu Odegaard Nu știu de ce exact cu Odegaard Da, perfect Uite că am scos sufundaș de nicăieri O, oh, băieții din față Odegaard și Jesus Harvey Barnes la Bayern Bernardo Silva la Barcelona Unde mai avem noi nevoie de fotbalist? Asta trebuie să vedem Nenar Gabriel, riscul tirnii Lenon poartă, Partei și Jude, care a mai crescut. O Odegaard acolo în față, atacul este foarte bun, Bukayo Saka sigur rămâne sus, dar echipa n arată rău. Cred că putem păstra banii pentru o mutare mai tare eventual la vară, trebuie să încercăm să câștigăm și Premier League-ul. Schimbăm development planurile ca să le dăm spre 5 cu 5 stele băieților noștri, mai ales Wickfutului Saka suferă în acest moment. Trecem peste acest deadline day, Mitriță devine jucător de Premier League, pleacă de la New York la Burnmouth. Încă o ofertă pentru Pablo Mari care încă n-a plecat. Trebuie să plece neapărat, mai ales că pe Denier. Dar în este echipa e destul de bună. Hai m-am bisat a plecat la Real. 52 de milioane, 900 a achitat Real Madrid pentru el. Pablo Mari în sfârșit pleacă, a vrut la Lyon. Și Muriel semnează cu Newcastle pentru 31 uh, de milioane de euro. Da, a fost uh, o perioadă de iarnă foarte activă. Și Bernardo Silva chiar a plecat la Barça. 84 de milioane 300 de euro este suma achitată de cei de la FC Barcelona. Goresc a fost la de City până la urmă. 115 milioane în ultima zi a transferurilor de vară. Și Foden a fost cedat la Bayern în această iarnă. 111 milioane 700 de Mamă ce mutări. Și Kimpembe a venit la Liverpool. A, în, acum, în ianuarie. Pe 11 ianuarie. A, de era la Liverpool, dar ce să și de voi foarte mulți bar pe el. Adică i-au dat 48.600.000 de și noi ne cereau 65. Bine că nu l-am luat. Așa se făceau bani. Mergem până aici, înainte de meciul cu Tottenham. Egal cu Southampton. Sfinții ne-au încurcat. Da, hai să dăm un cuexima acestei partide. Deci, hai să și cool în față nu văd să fi mai făcut transferul noi, în afară de Castells, care l-a înlocuit pe Loris. Cu Gabriel și Denayer în centrul de defensiv, întâlnim Tottenhamul și îi învingem cu 2 la 1. Gabriel Jesus dă o dublă și bate spărsul. Asta e în sfârșit 3 puncte și în derby am fost solizi acolo. Iar acum ne așteaptă Real în Champions League. Real Madrid e forț. Curtoaie în poartă. o Militao, Rudiger și Wan-Bissaka e defensiva lor. Case Cross și Jorginho la mijlocul terenului, Azar Benzema și Vasquez în față. Case, încă la Real Madrid, nu e actualizat, transfer la Manchester United și merge pe Santiago Bernabeu pentru acest hiper-match de Champions League. Arsenal, din nou în optimile competiției, va fi o partidă tare de tot. Santiago Bernabeu. Întreb pe Martin Odegard și el fost jucător al Realului. Odegard și Vinicius Întâlnesc Realul aici în optimile competiției. Lumea a bine chiar dacă jucăm în Spania frig în momentul optimilor. A început Realul în atac, Tirni a încercat o alunecare acolo. Ia uite cum a lăsat și o urmă pe gazon. Gazonul va fi de ce ce mai uzat pe parcursul partidei. Tirini îl deposedează pe Vasquez E Vinicius pe acea parte Unde wan Bisaca va încerca să-l oprească Dar Vinicius este exploziv aici Și îl driblează pe englez Vinicius trage Scoate Thibaut Courtois Încerca să trimitem o minge bună în careu Bukayo Saka centrează foarte bine Lovitura de cap care este scoasă de pe linia porții Aparent a fost Hens la Jesus Odegaard Jesus încearcă să plece, dar s-a retras Vasquez. Defensiv e clar mult mai bun decât ofensiv. Jorginho, cu un om din brigada de Premier League. Vasquez e cu schemele, dar mereu este la fara terenului. Ce are Vasquez? Asta e a noi. Irni. Vini. Hai că putem. Vini și Jesus. Wan-Bissaka nu continuă alergarea S-a bazat strict pe Rudiger O de gard. Este Jesus acolo Dar nu poate lovi 0 la 0 la pauză O, oh, Vasquez! A vrut el! Am pără încă că Benzema n-a șutat la poartă Și este chiar schimbat Intră Lautaro Martinez Care are și banderola de capitan Benzema a mai stins de această dată. Lautaro a fost cumpărat cu multe zeci de milioane de de la Real Madrid. E trimis să facă diferența. Martinez. Da, de naier, e tank. Ultimele minute. E infern la acest corner pentru Real Madrid. Rudiger. Nu cu azar, nu. Azar e scăpat din marcaj. A lovit Realul. Eden Hazard Marchează ca în momentele în care Juca la Chelsea și a venit Și uh, ea, Uite ce bucurie de Băi De ce îl fac femeile sandwich pe băiatul ăla mereu Car la început îi să și se bucure cu băieții lui Ce să mai s-a căutat mult acest gol 1 la 0 pentru Real Madrid Un rezultat foarte bun în turn Ne vom încerca să marcăm imediat Poate să Facem o surpriză să egalăm aici. Sambi Loconga. Greu cu el, greu de tot. Jesus, pase la Martinelli. Martinelli, tot cu Jesus, trage Jesus. Incredibil. Le-am tăiat bucuria celor de la Real Madrid. Două goluri în minutele finale ale partidei, după 0 la 0 scurt. Ce nebunie acum în ultimele două minute. Și cei de la Real sunt pe jos Gabriel Jesus a mai avut energie aici El cu Martinelli creează golul lui Arsenal Da, se dusese prost de tot Rudiger Milita au fost în urma lui Gabriel Jesus Trage din prima și o face bine Să nu greșit, e bucur, toa Egal, iar calificarea se joacă la Londra pe Emirates și cred că vom șca fazele importante din acest meci. Man United are 50 de puncte, noi 35. Poate reușim o oarecare surpriz. Cion Ronaldo și Sancho sunt în față. Livakovic e în poartă. Rafa Varan în spate. Ce deci să fie mega faza lui Man United. Haide mă! Era mingea luată de jucătorul nostru. Am scris Bruno. Pa, Van de Beek. Avem contraatac. O, oh, e bucat sa ca dreapta. Uitați-l acolo, liber și cu Vinicius în stânga, ar trebui să fie perfect pentru noi Ia să vedem Într-adevăr scapă, Bukayo saca, Vinicius nu-l ajută Va trebui să scrie Bukayo, o face! Este gol, 1 la 1 Minunat ce contraatac am putut să avem aici O să încercăm Saca, mamă ce bine a bătut! Oh! RIS era să dea un euro gol Băi, se duc foarte bine Centrările executate așa E singur Jesus totuși Are ceva spațiu acolo Na, n-am putut profita Eric Bailey foarte solid de penalti Bineînțeles într Cineva a făcut penalti Bate Cristiano Ronaldo Leno apără și fie rău Ronaldo A bătut perfect Era imposibil de scos acest șut dat de Ronaldo Da, am pierdut cu 2 la 1 da, a fost penalti direct acolo N-am avut ce să fac Asta este și ne ducem către returul cu Real Madrid. Retur jucat aici pe 15. Între timp vor mai fi două meciuri de Premier League cu Wolves și cu West Ham. Și am pierdut și cu Wolves. Ce facem cu West Ham acasă? Egal, 2 la 2. Ce nu mai slab sezon pentru Arsenal. Mie că ne vor da afară, nu știu exact, numai cu note. Dar bănesc că suntem într-un mare pericol de a fi dați afară. La real joacă David Alaba de data asta. Cravhali fundaș dreapta. Ceva mai bine decât Wabi Saka Totuși Asensio dreapta în atac Și Asensio cred că e cel mai slab jucător pe dreapta pentru ei O vor duce și mai bine poate defensiv Hai Odegaard Cum adică să treacă Odegaard așa simplu După el Ferla Mendy Jesus Trage Jesus în David Alab Vini îl driblează pe Dani Carvajal Vini trimite la Jesus Este din nou David Alaba acolo Stă cu mâinile la spate Frumos ca să nu fie hands Și blochează culoarul într-un mod perfect Centrează Bellingham Partei Odegar tot cu partei E hands David Alaba până la urmă Lovit în mână De mingea trimisă de partei Așa da Aici nu mai era cu la spate, mâinile pe sus, direct uh, hands. Avem șansă unui mare penalti și este Karim Benzema, invizibil în această dublă. Bucaio Saka, ca... nu, care a datat în final la Euro, bate Jesus. Hai găbițule. Gabriel Jesus, în mare forță, e pe centru. Clar și simplu, 1-0 pentru Arsenal. Cecilie Gabriel Jesus. Bravo, Tirni! Nu așa, nu eu e gol! A rupt part! Power shot a fost! 1 la 1! A fost Jorginio! Dar nu știu exact cine a minge acolo, Jorginio aparent, cred că a sens. Ultima șansă. Bucaio Saka. Du-te, Saka! Saka este... Singur cu Thibaut Courtois! Saka! E calificare! Bucaio Saka ne califică la ultima fază. Arsenal reușește să ajungă sferturile UEFA Champions League. Așa da. Scapă Bucaio Saka, eroul Lodorezilor. Uite-l pe Mendy în urma lui până a venit David Alaba. A trimis Saka cu dreptul. Ce șut are și cu stângul și cu dreptul Bucaio Saka. Un foarte bun făcut de Arsenal și este gata Este în uh, primele 8. Din noi face Champions League, trecem de o echipă mare de tot a acestei competiții. Real Madrid eliminată, surprinzător. Oare de cine dăm mai departe? Poate s-a și știm cu cine jucăm, cu PSG. Da, am picat cu cea mai tare echipă din această competiție, probabil. Cea mai tare echipă cu acești mega fotbaliști. n a mai rămas nimeni. City n-a trecut de grupă e în Europa League. Pe realul l am scos noi. City defilează pe aici, prin Europa League. În optim ce au făcut? 6-1 la general cu Dinamo Zagreb. O nimica toată. Liverpool a fost eliminată de Frankfurt. Senzațional. Da, Parisul data viitoare. Mare dublă de Champions League. În campionat suntem pe 11. Departe de orice. Nu știu dacă vom supraviețui acestui sezon aici la Arsenal pentru că erau alte așteptările, dar certe că reușim ce putem în Champions League și vom vedea ce se întâmplă mai departe. Această primă carieră la FA23 continuă data viitoare cu mega dubla cu Paris. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de like acolo. Cam atât. Pa, pa!